Salutare, bine v-am regăsit. Pentru cei ce nu mă cunosc încă, eu sunt Mirela. Azi vin către voi cu acest superb model tricotat. Uitați, avem aici un model tricotat. Este așa ușor ajurat. Uitați. Foarte, foarte frumos. Îl putem include în foarte multe proiecte ale noastre, cum ar fi bluzițe, cardigane, fulare, pe partea de rochițe, acolo în partea de sus sau chiar la poalele unei rochițe, ca și o bordură așa, absolut acolo unde vă imaginați dumneavoastră că l-ați putea include, îl puteți face cu foarte mare ușurință. Nu este un model absolut deloc greu. El se desfășoară pe două rânduri, adică avem două rânduri care se vor repeta pe tot parcursul lucrului. Țin să vă mulțumesc din suflet tuturor celor ce v-ați abonat la acest canal. Celor ce nu ați făcut-o încă, vă pot spune că este totul gratuit, nu vă costă absolut nimic. Veți putea apăsa și clopoțelul pentru a putea fi notificați ori de câte ori eu mai vin cu ceva nou pe canal. Vă mulțumesc pentru toată susținerea dumneavoastră și acum zic să trecem la treabă. Eu am lucrat aici, e șantionul acesta, cu alize Lana Gold clasic, după cum bine vedeți. Uitați, și șandrele numărul 4. Uitați, cam acesta este rezultatul meu. Este destul de moale, de fluid, așa. Și azi vom lucra cu un alt fir. Am zis să încercăm și pe un alt fir, să vedem cum, ce rezultat primim. Am aici tot andrele din acestea scurte numărul 4, pentru că vom lucra doar o mică mostră. Și un fir de alpaca. Uitați. Și vom lucra cu el. Ne luăm așa un capăt mai lung de ață, îl punem în două, îl dublăm și venim cu ambele degete aici și începem prin a monta ochiurile. Așa. Eu voi monta 10 ochiuri pentru model și două ochiuri de margine. Modelul nu este de un multiplu de ochiuri. Îl putem lucra cu atât de multe sau puține ochiuri câte ne dorim noi. Deci am 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus cele două ochiuri de margine. 11, 12. Și haideți să vedem. Deci, primul rând se va lucra, primul ochi îl luăm nelucrat, iar primul rând se va lucra întotdeauna doar cu ochiuri pe dos. Uitați. Așa. Toate ochiurile de pe acest rând, în cazul meu sunt 12, se vor lucra pe dos, vedeți? Întoarcem lucrul. Așa arată primul rând. Am lucrat pe spatele lucrului ochiurile pe dos și aici pe față ne rezultă, pe fața lucrului ne rezultă ochiuri pe față, vedeți? Acum luăm din nou firul și primul ochi îl luăm nelucrat. Iar la următorul ochi nu intrăm pentru prima dată aici în el. Intrăm aici, după ochi, între cele două ochiuri, cum ar veni. Vedeți, avem ochiul acesta, venim cu andreaua în spatele lui, tragem așa un jeteu, vedeți? Tragem jeteul, dar îl răsucim. Uitați, îl iau așa răsucit. Vin în ochi, trag și aici un jeteu, nu las ochiul jos după andrea, îl răsucesc, vedeți? Și acum,
dau ochiul jos după Andreea, din nou, venim după ochi, adică avem ochiul aici, trecem în spatele lui cu Andreaua, uitați, așa, tragem un jeteu, îl luăm răsucit, venim în ochi, tragem un jeteu, îl răsucim și pe el, uitați, îl iau așa răsucit și îl las jos după Andreea, mai departe. Încă o dată, deci intrăm între ochiuri, tragem jeteul, îl răsucim, vedeți, așa, intrăm în ochi, tragem jeteul, îl răsucim și lăsăm ochiurile jos după Andreea. Nu știu dacă focalizează și se vede extrem de bine, dar mai încercăm. Deci, intrăm aici, după ochi, în spatele lui, între cele două ochiuri, cum ar veni, tragem jeteul, uitați, îl răsucesc, îl aduc la forma aceasta, apoi intru în ochi, pe aici, prin spate, vedeți? Așa, trag jeteul, îl răsucesc și apoi îl las jos după Andreea. Încă o dată. Continuăm așa până la final cu toate ochiurile pe acest rând. Deci intrăm între ochiuri, tragem jeteul și îl răsucim. Intrăm în ochi, luăm jeteul, îl răsucim și dăm drumul jos după Andreea. Încă o dată, intrăm între ochiuri aici. Suntem acum la ultimul ochi, vedeți? Tragem jeteul, îl răsucim, intrăm în ochi, prin spate, tragem jeteul, îl răsucim și dăm drumul jos după Andreea. Ultimul ochi, îl lucrați pe față sau pe dos, cum vă place dumneavoastră mai mult. Haideți să-l lucrăm pe față. Întoarcem lucrul. Și în rândul acesta, primul ochi se va lua nelucrat. Iar aici, vedeți, avem așa un grup de două ochiuri am obținut, vedeți, din rândul anterior. Le vom lucra împreună pe dos. Deci, două ochiuri împreună pe dos. Alte două ochiuri împreună pe dos. Vedeți, grupul acesta dintr-un singur ochi lucrat în rândul anterior, îl vom lucra acum împreună pe dos. Din nou, două ochiuri împreună pe dos și continuăm așa până la final de rând. Ultimul ochi îl vom lucra pe dos. Întoarcem lucrul nostru. Uitați, așa am obținut. Așa ne este modelul. Și acum vom face din nou primul rând. Deci repetăm primul rând. Luăm ochiul nelucrat. Venim între cele două ochiuri aici. Tragem un jeteu. Iată, așa, venim în ochi, pe aici, prin spate, ups, tragem un jeteu și îl răsucim, vedeți? Din nou, venim între cele două ochiuri, luăm jeteul, îl răsucim, intrăm în ochi, tragem jeteul, îl răsucim și apoi îi dăm drumul după ochi. Mai departe.
tragem jeteul, îl răsucim. Intrăm în ochi, tragem jeteul și îl răsucim. Îi dăm drumul jos după Andreea. Tragem jeteul, răsucim, intrăm în ochi, lucrăm ochiul cum ar veni, dar noi dăm drumul după Andreea. Îl luăm așa ca și jeteul, răsucim și apoi îi dăm drumul jos după Andreea. Încă o dată. Vedeți? Acum intrăm în ochi. Prin spate îl răsucim și îi dăm drumul jos după Andreea. Și uitați, așa arată lucrul nostru. Mergem mai departe și finalizăm tot acest rând, care este, de fapt, rândul 1 de model, care se tot repetă. Noi acum suntem în rândul 3, vedeți? Am lucrat cele două rânduri, pe față și pe spate, iar acum repet de la rândul 1, rândul 3. Rândurile impare sunt pe fața lucrului și rândurile pare pe spatele lucrului. Aici vom lucra ultimul ochi tot pe față. Întoarcem și mergem în rândul 2, care se repetă. La noi este deja rândul 4. Luăm primul ochi nelucrat, primul grup de două ochiuri. Îl vom lucra împreună pe dos, vedeți? Avem așa grupul acesta de două ochiuri, care s-a obținut din rândul anterior. Îl vom lucra pe dos, adică ambele împreună pe dos, vedeți? Ops! Trecem la următorul, lucrăm două ochiuri împreună pe dos. Mergem mai departe, alte două ochiuri împreună pe dos. Și aceasta este toată treaba. Deci aceste două rânduri vor fi pe tot parcursul lucrului dumneavoastră. Eu zic că nu este deloc complicat, doar la mine aici ușor incomod de lucrat în fața camerei, pentru că eu aici am și un dispozitiv cu care filmez și atunci mâinile mele stau ușor incomod așa. Vedeți? Pe spatele lucrului așa arată ochiurile, iar pe fața lucrului așa. Acesta este modelul nostru. Ați văzut, este foarte, foarte simplu, deci doar două rânduri care se repetă pe întreg parcursul. Dacă ați fost atenți, cu siguranță l-ați memorizat deja, pentru că vă ziceam, este un model ușor de lucrat, nu este nimic complicat, dar vedeți cât este de frumos, nu știu eu cât de bine se vede la camera mea aici, haideți să punem așa, să se vadă și mai bine, uitați. Firul de alpaca este unul extraordinar de moale și de pufos. Vă recomand și dumneavoastră să-l folosiți în proiectele dumneavoastră, pentru că chiar se merită, este foarte, foarte bun. Îl puteți pune și lângă un alt fir, de exemplu, puteți atunci când vă doriți să lucrați proiecte mai groase, puteți pune un fir de merinos, de exemplu, un merinos baby din acela subțirel și unul de alpaca la aceeași culoare și veți vedea ce proiecte minunate obțineți. Dacă v-a plăcut modelul meu de azi, îl puteți încerca și dumneavoastră, puteți da chiar și o distribuire pentru a putea fi văzut de cât mai multe persoane. M-ar ajuta pe mine foarte mult acest lucru. Iar eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept cu drag și data viitoare, iar până atunci vă doresc mult, mult spor în toate și multă sănătate. La revedere, dragilor!